Cum ai ajuns aici, primul la meci? Ești un fan al Stelei? Bună seara, da, sunt fan înfocat al Stelei. M-a invitat domnul Sponte la acest meci. Mă bucur că sunt în țară și că am putut să vin. Am venit cu plăcere și o să fac și galerie. Steaua a început mai prost în Liga Campionilor, adică n-a făcut niciun punct până acum. Crezi că îi vei purta noroc în seara? Sper să le port noroc și să le ofer un pic din norocul meu de anul acesta, că am avut un an incredibil și sper să mă simt bine și ei să joace bine. Ne poate face și Steaua fericiți, așa cum le-ai făcut tu? Sigur că da, orice sportiv, orice echipă de sport din această țară ne face fericiți și sper să aibă succes și să îi susținem și noi cu adevărat. Tu te simți câteodată nedreptățită, că se dă atâta importanță fotbalului și tu care faci mari performanță, poate ești mai puțin băgată în seamă? Nu mă deranjează, mă bucur că avem sportivi de care putem să ne mândrim și să vorbim în această țară. Toți suntem sportivi și toți cred eu că suntem pe același nivel în această țară. Riști un scor? Nu prea mă pricep la pronostic, dar sper să bată Steaua.